A intrat în vestiarul unui fast food, a scotocit prin buzunarele și gențele angajaților și a furat un portmoneu cu aproape 2500 de lei în el. Este ispravă unui chișinăuian de 35 de ani care acum a ajuns pe mâna poliției și este cercetat pentru furt. Totul s-a întâmplat într-un local amplasat pe strada Alecu Ruso din sectorul Ciocan al capitalei. Suspectul a fost dus la inspectorat pentru audieri și și-a recunoscut vina. La inspectorat de poliție Ciocan, la data de 24/3/2020, a fost adus cu ce ocazie? Am fost adus cu ocazia că la începutul lunii martie am patruns în vestiar și am luat un portmoneu în care se aflau de la 2000 până la 3000 de lei. Cu portmoneu și cu banii ulterior ce ai făcut? Banii am cheltuit în cont propriu, creditii, dar portmoneul l-am aruncat în buicani. Oamenii legii au stabilit că bănuitul a mai fost anterior judecat pentru astfel de infracțiuni. Acum el este cercetat penal pentru furt și riscă o amendă de până la 67.500 de lei, 4 ani de pușcărie sau până la 240 de ore de muncă neremunerată în folosul societății.